Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou nou episod în care vom juca niște PlayerUnknown Battlegrounds. Glumesc, e fucking Roblox. Frate, ăștia bagă orice Roblox, uite de la asta până și meniu, e luat tot, stă tipul ăla acolo, lângă niște cutii și lângă o armă. Iisuse Hristoase, frate, Roblox-ul este genial. Roblox don't give a fuck, ok? Roblox are toate jocurile existente vreodată, dar în Roblox. Așa că, hai să vedem. Players, 4 din 35, 5 din 35 și pornește meciul, cred, în 90 de secunde. Deci va trebui să apăsăm ready. Și, practic, este Player Unknown Battlegrounds, dar în Roblox. Eu am jucat, n-am filmat, am jucat vreo câteva meciuri de PUBG, am jucat și H1Z1 la viața mea și deși știu că nu sunt cam la fel, sunt foarte diferite, da, știu. Tot pe acolo, frate, tot Battle Royale, deci ar trebui să mă descurc foarte bine împotriva unor copii care, ei nu știu, frate, să joace ei PUBG, eu sunt professional, ia să vedem, Minecrafter, Gameplayer... și multe altele, deci vă dați seama că o să mă descurc de minune. Nu uitați, oameni buni, că aș aprecia foarte mult dacă ați lăsa un like, pentru că văd că vă place Roblox-ul foarte, foarte extrem de mult. Hai să vedem dacă reușim să strângem peste 5.000 de like-uri. Și mai sunt încă 34 de secunde până când începe. Da, 34. Nu uitați că în descriere aveți și link-urile către contul meu de Instagram și către pagina de Facebook. Poate mă urmăriți pe acele rețele de socializare. Mă întreb o chestie, oare pe G2A ăștia au carduri de astea de Roblox? Nu de altă, dar aș cumpăra și eu unul. Stai așa să-mi beau ceiucul cu mâna stângă ca să se vadă ceva cu YouTube. Aia nu, am cumpărat cana asta parcă de la Comic-Con. Hai mă, mâine începe! Bun. Se-ți pregătiți, eu sunt foarte pregătit. Desigur, pot să-ți și costumizez personajul, dar eu n-am făcut asta pentru că am fost ocupat să-mi beau ceaiul de mentă. Ok. Bun, hai, începe, boss. Uite, până și avionul e. Ah, ok, dude, fii atent, ne îndreptăm în direcția aia. Asta înseamnă că o să ne apropiem de insula asta. Ok. După care la un... Bă, putem să vedem o hartă pe M sau pe N? Nu putem. Firar, voiam să văd o hartă. Ok, ok. Știi care e secretul? La PUBG... Ok, asta e ciudat când te întorci așa, vezi mai mult. Ok. Să nu te arunci unde se aruncă toată lumea, ok? Pentru că după aia va trebui să te bați cu ei pentru loot, iar... Oh, uite, deja pot să mă arunc. Uite, deja s-a aruncat unul. Fii antenă, fraierul, ai văzut? El o să se ducă împreună cu ceilalți 2-3 fraieri, uite acelea, la... Mamă, dar tot se aruncă, de ce? Eu știi ce vreau să fac? Vreau să mai merg puțin cu avionul. Și să ajung în partea asta acilea ca să mă arunc în oraș. Nu unde s-au aruncat toți fraierii aia. Ok, bun, da? Fii antenă, da? S-a aruncat unul, s-a aruncat încă unul. Bă, nu vă mai aruncați, câți mai sunteți? Ok, știi ce? O să mă arunc și eu. Ok. Oh! Wow, uite-te la asta de... Wow, so intense! Fii antenă cum pică caracterul din Roblox și deschidem și parașuta. A deschis-o automat. Voiam să o deschid eu, dar nu mai contează. Ok, bun. First person, oameni buni. De ce? Pentru că e mai bine. Vezi mult mai multe. Ok. F2. Mamă, e gol aici. What the fuck? Alo? Battle Royale în Roblox, dar nu e nicio armă. Vă bateți cu pumnii și se aude... Sunetul ăla de mori pe Roblox. Opa! Ce-i asta? 9 mm, un backpack, bine boss. Mamă, deci fii antenă, ai tot ce vrei aici. Uite, îți spune cât mai sunt în viață, spune cât ai omorât, dar desigur că alea două chestii pe care tocmai le-am menționat sunt fix sub facecam-ul meu, dar nu o să-l mut de acolo, că oriunde l-aș pune, de fapt, dacă l-aș pune în stânga sus, dar trebuie, e prea mult de muncă, trebuie să-l întorc, că mie nu-mi place, mie îmi place să mă uit spre video cum ar veni. Deci nu contează. Mamă, frate, dar nu e nimic aici. Uite, e aici ceva. Ok. Și de unul pe aici. E cineva pe aici, iar eu nu am armă, nimic, nada. Ok. Avem o hartă. Și că o să fie o barieră, practic, care o să se micșoreze. S-a
Sunt pașii mei, mă. Bă, ce stupid! Că mergeam și foarte încet și ați văzut că se auzeau parcă două urme de pași. Asta e bullshit. De asemenea, aici n-am găsit nimic. Nici un pistol, nimic, nada zero. Așa că hai să intrăm prin casele astea, da. Dacă e cineva, e în direcția aia undeva, e departe. Ok. Și știi ce mă enervează? Cursorul ăla de pe mijlocul ecranului. De ce e așa, frate? Nu puteau să pună și ei un plus sau ceva în loc de țintă când te duci în first person pe Roblox? Opa, am crezut că m-am blocat acolo pentru o secundă. Ok. Nu e nimic pe aici. Pink are nevoie de loot, frate. Unde sunt armele, frate? Pe PUBG sunt o grămadă de arme peste tot. Aici nu e nimic. Fie antenă, mă plimb, am găsit niște gloanțe și un ghiozdan și atât. Ok, acolo am fost. Hai, nu știu dacă găsesc ceva în casele astea, dar hai să încerc aici. În casa asta foarte lungă și foarte mare. A fost odată o vrăjitoare și avea... Ei bine, e vrăjitoare, nu putea să aibă altceva în afară de nas, vă dați seama. Dar dacă era un vrăjitor, easy gay, easy gay boys, ia să vedem, shift alergăm, V pentru third person. Oh, uite-te la mine ce gay-uți sunt. Pot să fac din mână sau ceva? Nu pot? Ha, uite, fac din mână. Aia arată ciudat. G, G e inventarul, ok. Scope. Aha, stai așa, perfect, bun. Hai să și încărcăm. Ok, bun. Am cam înțeles, am găsit o armă, am înțeles cum funcționează jocul ăsta. Să fiu foarte, foarte atent dacă văd pe cineva să nu mă omoare. Uite mai... Opa! Motherfucker. Unde te urci? Am rămas fără gloanțe. A, da? Ba. În mod normal ar trebui să... Mori, mă! Mori, mă! Fii antenă la tălharul ăla cum stă. Cred că eu l-am lovit, el nu m-a lovit. Hai că am avantaj, hai! Fraiere! What the fuck, unde-ai dus? Oh my god, a... Mori, mă, mâine! Jesus! Ok, nu mai sunt pași. What the fuck? What? Ce-a fost asta? Tensiunea! Vreau armele! Și chestii, nu mai am spațiu. Fuck! Hai să intrăm rapid, uite acelea. Să stăm undeva la un colț. Mamă, cât de mult mi-a luat gloant! Fuck! E încă unul aici. Ok. De ce am... Ok, am scos din greșeală... What? Ah! Acolo te... Mă, nenorocitule! Mă... Vorbești serios? Lul! Lul! Vreau toate armele, bă! Shit. Ok, asta a fost foarte ciudat. Ai văzut, dacă te pui lângă un corp, de ăsta te aruncă. Ok, n-am spațiu. Ok, știu unde este un cadavru. Hai să intrăm repede într-o ascunzătoare mititică. Jesus, un pistol și niște chestii. Vreau astea, astea sunt... N-am spațiu. Frate, cum n-am spațiu deloc? Avem God Shot. Astea sunt pentru shotgun și n-am de gând să folosesc un shotgun. Deci, ground. Small backpack. Păi, ghiși ce? Wait, nu, stai, am deschis ce nu trebuia. Păi, ghiși ce, frate? Stai așa. V? V, alo, așa. Eu am un backpack nu foarte mare, din câte puteți vedea, că nu pot să iau nimic. Waste. Păi, nu l-am pus... Oh! Medium backpack. Și asta ce e? Small backpack. Nu, vreau medium backpack mai bine. Ok, asta e bullshit. Înseamnă că aveam un ghiozdan fără să am nevoie de el. Ok, bine că l-am aruncat pe jos. Frate! Oh! Hey! Hey! Am rămas fără gloanțe, fuck! Lul! Lul, ce fraieri sunt ăștia, bă! Aba, că nu sunt atât de bun! Ia să vedem. Frag, scar... Oh my god! What the fuck? Ah! Ai avut noroc că... M-au omorât, dude. Încărcam arma! De ce toată lumea vine aici? Am rămas fără gloanțe!
Asta e atât de bullshit! Am omorât trei oameni în același loc și vine ăsta cât timp vreau și eu să fac loot. Dumnezei mătii de colnah! 4-4-3-4, fuck! God fucking damn it, nu pot să cred că am pierdut. Ah, Jesus, ok. Ah, uite un max infinit 2088 în lista aia era. Ok, bun. Păi aparent am pierdut. Bă, a fost un meci foarte bun, dar trebuie să recunoașteți că îmi bat piciorul, frate. El vine, frate, când vreau și eu să lutez ceva. Ok, ia să vedem, putem să ne costumizăm, uite, păr, uite. Avem păr de ăsta, avem păr de toate felurile. Dar unde-i părul de gagică? Că eu sunt o gagică, cum adică? Bănuiesc că pot să-l las pe ăsta. Culoarea părului, da, hai să-l facem nu așa de gay, mă, un pic mai puțin gay, uite așa, perfect. Facial, facial, da, te rog, ok, skin color, ok, o să fiu negru. Save character, perfect. Inventory and storage, nu am nimic. 700 de dolari, poți să cumperi niște cutii și să le deschizi, dar eu am doar 41 de dolari, din păcate, după meciul ăla. Statistici, experiență, oh, nice, ok, VIP. Mamă, dar VIP-ul ăsta îl cumperi numai pe un anumit tip de joc? Sau cum vine chestia asta? Poate că am dreptate și asta ar fi foarte ciudat, dar mă rog, ce mai avem pe aici? Money! Uite, poți să cumperi bani cu Robux, d-astea, da. Ce e avionul ăla de hârtie? Nu știu. Dar mă rog, hai, dispar de cilea. Vom pune capăt acestui minunat episod aici, oameni buni. A fost bullshit și amuzant în același timp. Dacă mai vreți episoade cu game moduri de Roblox, nu uitați că îmi puteți sugera acolo și în secțiunea aia de comentarii. Și pe data viitoare. Pa! G2A.com, the best video game store ever!